Sursele din interiorul Partidului Social-Democrat spun că Victor Ponta a primit termen ca până joi să demisioneze, altfel nu va primi sprijin politic. Avertizarea ar fi fost făcută, susține site-ul comisarul.ro, de Liviu Dragnea. Vicepreședintele PSD, Ion Călin. Eu am fost în ședință ca coadă. A fost o ședință pur și simplu de maximă responsabilitate, fără niciun fel de jignire și chiar cu o participare responsabilă și amicală în același timp a tuturor participanților a BPN. N-a fost niciun fel de conflict, de contradicție. Iar relația Dragnea-Ponta este bună, mai punctează Călinoiu. Cum vedeți relația dintre Liviu Dragnea și una bună, așa cum o spun cei de față, o spun implicații și Dragnea și Ponta și eu am văzut lucrurile acestea că sunt normale. Victor Ponta și-a pierdut din influența în partid după ce a demisionat din funcția de președinte. Comitetul executiv în care s-a decis ca Liviu Dragnea să fie președintele interimar al PSD poate fi un semn de întrebare pentru Victor Ponta. Liviu Dragnea poate întrerupe hegemonia de 5 ani al lui Ponta. PSD a fost în ultimii 5 ani un partid care s-a supus total voinței lui Victor Ponta, contestatarii fiind eliminați treptat, opoziția în partid fiind o himeră. Este pentru prima dată când Liviu Dragnea și Victor Ponta se vor afla oficial în tabere diferite, chiar dacă cei doi își fac în continuare declarații amicale vorbind despre prietenia lor. Relația Ponta-Dragnea a fost cea care a dat forță PSD în ultimii 5 ani. Cei doi clădind o echipă solidă care și-a eliminat adversarii cu pretenții la conducerea partidului. Puterea tandemului Ponta-Dragnea a crescut constant în PSD datorită victoriilor la alegerile locale, parlamentare și europarlamentare.